Hristos a înviat, dragi participanți, ne vedem iarăși la un nou atelier de paleografie muzicală bizantină cu părintele Andrei Țirlescu, elenist. Părintele are, după cum știți, o experiență bogată în decodificarea aspectelor care țin de codicologie, dar și de muzică bizantină. În această seară v-am supune atenției o filă de manuscris la fel de interesant, pentru că este vorba despre un irmologion calofonicon, primul exemplar de irmologion calofonicon în noua metodă bizantină, aparținându-i lui Grigorie Protopsaltul. Manuscrisul este momentan în colecția Constantinos Psafos, de la Universitatea Națională și Capodistriană din Atena. Este fișat sub denumirea de Facelos Vita, adică dosarul numărul 2, și este datat 1817. O să vedeți din ce ne va proiecta părintele Țirlescu faptul că el a fost gândit ca un tom al cincilea al faimoasei colecții Tamion Antologias, de cântări psaltice de la Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie. Fără să mai insist pe acest aspect, îi dau cuvântul părintelui Andrei Țirlescu să ne prezinte această filă minunată, care este așadar, până la urmă, o piatră interesantă din capul unghiului muzicii bizantine, să o numim așa, pentru că odată cu întocmirea acestui irmologion calofonicon, piesele veselitoare încep să intre ulterior și în repertoriile de limbă română în acest sistem nou crisantic. Părinte, aveți cuvântul. Vă mulțumim frumos pentru timpul dumneavoastră alocat în această seară. Vă mulțumesc frumos, domnul profesor, pentru introducerea făcută de domnia voastră cu privire la această filă de manuscris, un manuscris important din câte observăm, aparținând Arhivei Universității Naționale Capodistria. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc la acest curs. O să încercăm să deșifrăm împreună această filă. Și o să proced la împărțirea lucrărilor mele. Și vreau să-mi spuneți dacă v-a apărut pe ecran fila de manuscris și se vede foarte programul, bine. Și programul în care eu lucrez de obicei, politonic, pentru a deșifra manuscrise grecești. Da, se văd foarte bine, vă mulțumim. Pentru cei care nu au ajuns la cursurile trecute, ne aflăm deci la al șaselea atelier de paleografie greacă. Și ce vreau să rog este că atunci când ne apucăm de transcrierea unui manuscris, avem în vedere să facem mai întâi o diagnoză a grafiei pentru a ne obișnui pe cât se poate cu grafia, cu scrisul copistului. O să măresc puțin ca să fie destul de vizibil. Bun. Examinăm fila de manuscris, încercăm prin analogie, cum am spus, să deșifrăm și să ne dăm seama de anumite
caracter, iată-le pe taf, un taf iarăși aici, un kappa, și iarăși vedem aici un kappa, este foarte important să avem un basic de cunoștințe de limbă greacă. Să avem un minimum de cunoștințe de limbă greacă, nu cer, sigur, performanța, nu cer C2-ul, dar să avem un minim de cunoștințe recunoscând cât de cât literele alfabetului grecesc. Dacă suntem teologi, avem nevoie de un vocabular teologic. Dacă suntem în domeniul științei muzicologiei, muzicii psaltice bizantine, așa cum este domnul profesor, să avem iarăși cunoștințe de muzică bisericească, astfel obișnuindu-ne cu ifosul scrierilor bizantine și cel al copiștilor. Copiștii au un ifos, au un mod de a transmite în textele lor informație. Dacă avem manuscris de secol 17, 16, 17, 18 este ifosul sau exprimarea insulară, exprimarea limbii vorbite în special în insulele grecești, în Dodecanes sau în partea din Asia Mică, iar dacă ne apropiem de 19 foarte mult și până în modernism, în partea modernă sau contemporaneitate, observăm că se simplifică lucrurile. Ca atare, este necesar să avem, cum am spus, un minimum de cunoștințe de limbă greacă. Și procedăm acum, trecem la transcrierea acestei fraze. Bun. Intrăm și noi pe limba greacă. Dacă am putea să avem un minim de dialog, aș fi tare fericit cu câțiva dintre domniile voastre care ați putea să mă ajutați în a descifra, în recunoașterea anumitor caractere sau chiar în traducerea la finalul atelierului nostru, traducerea lecției. Bun. Aici... Acolo este un to. Vă rog. To, t, o. To este calofonicon, un... nu? Un to, da? Cu accent. Copistul nostru a ales o literă capitală, un kappa, da? Și a spus dumneavoastră calofonicon. Da, scuze, vreau să cobor puțin fila. Nu putem permite. Bun. Calofonicon. Iată cum copistul execută acest fi, litera fi, în forma cheii, chei sol. Această formă de exact. Cheie sol, am... vă rog? Această... Va aproba, da. Această formă am observat-o încă din secolul 10-11. Forma cheii sol
și spunem kalofonikon. Ce recunoaștem de aici? Irmologion, nu? Irmologion. Observăm cum mi apare cu o codiță aici prelungită și ar putea să ne inducă în eroare și să-l confundăm cu un miu. Dar având cunoștințe de palografie, nu se va întâmpla lucrul acesta. Irmologion. Scuze, irmologion. Bun, până aici. Trecem la următorul text, următorul rând. Ce avem cu litere capitale. N. N-O. N-O. Încerc să-l trec pe mijlocul paginei. Oare ce înseamnă N-O? De la ce vine, poate? N-O în care? Este, de fapt, N-to, to, afto, în acesta. Dar aici, de asta v-am spus, după ce m-am uitat pe file, mi-am dat seama că este un accent insular. Și copistul folosește cumva limbajul insulei sau, sigur, dacă era de proveniență din Asia Mică și folosește un anumit tip, stil de exprimare. Un anumit stil și iată folosește în loc de N-to, zice N-o, da? Deci în acesta, în care... Și mai departe, peri, ai suntem. Perihon. Perihon. Perie. Ah, peri. Perie. Dacă uiți. Da? Da, de la perie homeno, de la cuprins, perie. Chi omicron ni. Da. Periehon. Periehon. Periehon este legat. Să nu credeți că aici cumva copistul face o greșeală, nu? Într-un cuvânt, periehon de, trimiterea la plural. Ne dăm seama că este vorba de mai multe lucrări. Periehon de ele pluralul ai în greacă veche, adică mai multe lucrări cu privire la calofonicoane. La calofonicoane. Periehon alfa, iota, periehon de. Bun. Și mergem mai departe. Aici începem munca. Munca cea grea pe tărâmul paleografiei. Și vă invit să-mi urmați. Despre ce este vorba? Apantes sau ceva de genul? Da. Vă rog.
Eu nu prea înțeleg toate literele de acolo, nu le prea ghicesc. A, da, spuneți-mi, puteți să mă întrebați, dar discutăm împreună. A, pan, des. Des, da, da. Observați-l pe taf. Mă-l face cumpănă, am discutat și în atelierul trecut, cumpănă, formă de cumpănă peste litera precedentă. Deci învățăm practic stilul, iar de fiecare dată observați aici cum piciorul lui taf se continuă cu ro. Da? Da, copistul își da, da. Formează încă de la început un stil. Iar acest stil începem să-l deșifrăm. Apan des. Aici. Mai departe. Aici. Da, vă rog. Vreți să mărim cumva? O să... Da, cred că da, mai bine mărim. Da, sigur că da, sigur. I, M, I, M, I, Ho. Sigur. P, O, I. Vă rog. Cred că suntem bine acum. Da, mergem mai departe. Apandez I. Acesta este miu. Miu, da, da. Miu. Opo. 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 Epsilon. Vedeți cum epsilon își pierde linia de interior. Și iată câteva exemple. Este un epsilon și îmi se pare ori un omicron neterminat, ori un sigma de final. Un sigma de final. Iată încă un epsilon, da? Cu linia mediană care dispare. Iată-l din nou aici. Și acolo pare... jos. Și da. Mai în mai multe cazuri. În mai multe cazuri. I, M, suntem aici. M, Meho, Lambda, Lor, Omicron, da, mai departe. Asta cred că e R. Melo, Pi. Melo, Pi. Melo, Pi. Pi. Omicron. Omicron, iar Iota. Da. Iară Ita. Ita. După ai... Și aici este litera aceasta. Este vorba de fita. A, fita, da, da. Fi, fintes, des. Epsilon, da. Epsilon și... Ni, si. Taf cumpănă. Ni, da, e ta, tes, tes. Epsilon și, și sigma, sigma de final. Da, melocul... Pe care eu nu pot să-l formez în programul meu, ar trebui să-i dau mereu... o copie. Dar e sigma de final. Mai departe, face referire la subiectul manuscrisului. Ce? Este vorba de ce, da. Capa. De capa, da? Da. Mai avem și aici. Da. Și cu siguranță mai avem mai jos, urmează să schimbăm pagina. Vă rog. Kappa, alfa, următor. Alondonin. Nu, ce am zis? Cheia sol. Cheia sol, este vorba de? I, calofonic, I-o are acolo.
Da, foarte bine. Deci, cheia sol este fi. Ai, fa, da, exact, calofonichi. Da, exact. Fo, ni, Poni n, capa, vă rog, cap, omicron, omicron și iota, e simplu. iota, da. Ermini după aceea e, i, r, m, niu, o, i. Codicologic am finalizat rândul și trecem la rândul următor. Rândul 2, spuneți dumneavoastră. Ermini. E, Păi, I, haideți să luăm literă cu literă. E, Epsilon, Epsilon. Epsilon. Mergem la literele pe care deja le cunoaștem. Iată-le. Iota. Iota. Am avut ro, am avut, cred că mai sus. Ro. Ro, miu și oi. Așa, o i care se citește grupat în limba greacă, o i este grup, adică i, ro, mi, omicron, iota, ir, mi. O să facem traducerea la finalul, da? Mai departe. Eos, Cum l-am învățat aici? e, Această literă am aflat că este e, e, omicron pe jumătate lucrat sau cum am spus, seamănă ca un epsilon, sigma de final la fel nefinalizat. Ce am zis că este? E vorba de l-am făcut aici. Iată și la mine. Vorba de epsilon, da. Epsilon, da. Is sau cum se zice acolo? Da, is. Cumpăna. Am zis cumpăna ca și cheia Tas, nu? sol. Tas. Cumpăna ce este? Da, vă rog, taf. Tas. A Acum și eu citesc tot, nu zic pe da. litere că... Vă rog, tas. Aștept de la dumneavoastră contribuții, da? Mergem mai departe. Aici. Aici suntem. L-am întâlnit, nu? În multe cazuri e vorba de pi, da? Da. Pi matematic. PRA, nu? Aici suntem. Da. E ce? Si lo A doilea, ce e ăla? a Uitați-l aici. a alfa Alfa, da? alfa al Alfa. Și cum trecem? Pa. Următorul. Am spus că ro continuă aici taf cu cumpăna. Da? E vorba de ro. Nu e roda epsilon, e ro. Prin analogie, nu uitați că tot ce ați învățat în primul rând sau mai devreme pe pagină trebuie folosit prin analogie. Literele trebuie descifrate, trebuie descifrate prin analogie. Bun. Pa, ro, ce am Râie spus la că avem aici? Ce am... râi, E vorba adică de epsilon, asta e epsilon. Pas, epsilon. Așa. pas, Pare, lambda. pare, landa, după ce ai vita, Nu. nu-i Cu ce vita. altă literă seamănă din ce ați învățat, domniile voastre, aici? Prin analogie. Paleografia se învață prin foarte multă analogie. Și imaginație, desigur.
Ia uitați, că parcă răspunde, nu? Da, 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 păi da, da. Și ce am spus? Teta. Vorba de teta, da? Teta, da, da, teta. Minunat, teta. Minunat. Tin des. Tin parel. Aici avem un grup, un grup folosit și în chirilica românească și în icoane. Am spus și la atelierul precedent, în icoane la numele Maicii Domnului. Cum îi spunem, cum o denumim pe Maica Domnului în teologia greacă? Theo. Theotoke. Theotoku. Da. Theotoku, da. Bun. Aici avem omicron și este un grup de două litere. Este un grup unite una peste alta, nu? O prescurtare, da, o concentrare de două litere folosit des în paleografie și a fost preluat și de noi în chirilica, în slavă și în chirilica. Da, da, chiar am vrut să zic că și în chirilica. Este omicron, da? Și cine poate să mai îmi spună? Omicron împreună cu ipsilon. Și am spus eu domnilor voastre că tot ce avem concentrat pentru a avea oglinda manuscrisului pentru cel care urmează să vă citească lucrarea sau catalogul pe care îl întocmiți după o anumită colecție de manuscrise, trecem în paranteze drepte sau în croșete. Nu ne deranjează. Haideți să folosim de data asta parantezele drepte. Indicăm faptul că există grup de cuvinte de litere concentrat. Și astfel paleograful, cercetătorul care vine după dumneavoastră are oglinda lucrării, are oglinda manuscrisului. Parelethu, suntem aici. Parelethu, am mai întâlnit sigma de interior? Nu am mai întâlnit până acum, nu? Sigma de interior. Nu am mai întâlnit. Deci e vorba de sigma de interior. Parelethu, sigma. Sigma, da? Iată-l ca făcut de copisul nostru precum cifra 5. Deci nu este o cifră, da? Este o literă. Parelthu. Mai departe. S, A, alfa. Alfa, da. S, sigma, iară. Sigma de final, da. Suntem aici. Ce am spus că este prima literă? Taf. Da? Pe taf l-am învățat de foarte multe ori. Aici, iată. Iar e r. Ro. Epsilon, da. Epsilon, i, iar epsilon. Iota. Iota, adică e iota. Da, și sigma. Sigma. Sigma de final. De final. Continuăm transcrierea noastră. Trăiți. Suntem aici, da? Da. Avem epsilon, cred că iară e epsilon primul. Avem o literă deja bine cunoscută nouă. Se repetă de foarte multe ori. Epsilon, da, vă rog. Asta iară. Căutați-l în rândurile precedente. Asta. Căutați-l prin analogie. Aveți și lucrarea mea. De aceea vă ofer transcrierea exact aici. Este rândul 1, rândul 2. Despre ce este vorba? Este vorba de ca asta că capa. Capa. Da. După capa.
Kappa, după ce ai tecliar alfa. Alfa. Iar e tăsa tău, eta, taf, tafu. Aici suntem, da. A spus că e omicron, e prelungirea. Observați că taf, da, taf are o prelungire la, cu omicron. Omicron, deci da. Observăm pentru prima oară în textul nostru. Am observat odată o legătură a lui taf cu ro, prelungire, văd așa o frumusețe a grafiei, dar observăm pentru prima oară în textul nostru o unire, de fapt, de acum, a codiției lui taf, a finalului taf cu omicron. Și spuneți în dumneile voastre cu ce altă literă ne-ar putea duce în eroare. Unde anume? Aici. Acest taf cu O, deși nu este o prescurtare paleografică neapărat, dar este o unire, vedeți, a lui taf, da? Cu omicron. Observați, nu? Da. Este o unire perfectă cu omicron și pentru un profan, un necunoscător, ar putea crede că este vorba de un delta. Exact. Vedeți? Și da. Am putea să-l citim delta. Și am putea să spunem eca don, don da, seamănă deja cu ceva legat de stomatologie. Eca don da, da? Exact. Dar nu este vorba de un delta, ci este vorba de un taf, stimați domni, vorba de un taf, da? Și un eca taf și un, l-am trecut deja, și un omicron. Vedeți? Taf și omicron. Și am ajuns aici. Am ajuns aici. Unde am mai întâlnit această literă? Care? Aici. Această literă, unde am mai întâlnit-o? În ce am lucrat până acum. Sus. Lucrați sus, prin după, analogie. Exact. După, sus, deasupra și aici, acolo, da. Pe primul rând, da, da, da. Și e vorba de... Dar deasupra lui mai este un... Da, la mine nu se vede. Nu. Da. E vorba de ni, da? De ni și trecem ecaton. Iarăși avem taful bine cunoscut. Taful cu alfa. Acum e numai taful cu alfa. Alfa. Epsilon. Alfa. Iar-i taful. Iar-i taful. E mu, adică... Nu este mu. Nu este mu. L-am întâlnit nu în altă este parte. Este vorba de... Ipsil. De eta, da? Eta, da, da. Eta. Eta. Iar e ro. E iota. E, după ce e delta, alfa și sigma. Excepțional. Excepțional. Foarte bine lucrat până la capăt. Foarte bine lucrat. Și trecem la rândul 3. Da? Am lucrat până aici foarte bine. Trecem la rândul 3. Așezăm barele de final. Barele de final duce acestea. Cred că merită mult. Merită. Sigur că da. Merită multă atenție și lucrat foarte mult prin asemănare cu ce am mai lucrat pe pagină înainte. Da? Para. Am făcut para. Eu intrare așa din... Ah, para, da, exact. Plin. Și mai departe? Delta, de...
Delta, cred că e primul. Epsilon. Ce este? D, delta. Delta. Epsilon, alfa. Nu, 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 nu. Nu este epsilon. Ați văzut ce v-am spus, că o să... Nu știu dacă v-am spus și în cazul lui iota, dar iată că apare și în cazul lui iota, că am putea să-l confundăm cu epsilon. Asta ați și făcut, de fapt. A, iota, da, da, exact. Nu am văzut codița sus, am zis că... Da, la nu e nicio problemă. Vreau doar să fiți atenți că se întâmplă în paleografie, este firesc, este normal să cazi în această greșeală, mai ales dacă nu ești un bun cunoscător al paleografiei grecești, se întâmplă să cazi în confuzie de litere. Cum am spus, da? În cazul, iată, lui Taf s-a transformat. Păi, priviți și dumneavoastră, Taf, dacă nu seamănă, da? Faceți delta, nu? Da. Seamănă. Puțin, da. Seamănă, sigur că da, dacă îi făceam așa cum până, nu? Semăna cu delta. Sau, cum a spus dumneavoastră aici, iota, semănând foarte mult cu epsilon. Epsilon. A cărui linie mediană dispare. Iată și aici. Da, da, dispare, da, da. Se pot întâmpla aceste tipuri de... Trebuie să fii foarte atent. Te confuzi foarte atent, mai ales dacă ești la un examen. Înseamnă că nu-l iau. Înseamnă că nu-l iau. Bine, aveți nevoie neapărat, domnule voastre, de un exercițiu de minim o oră pe săptămână. Minim, deși ar trebui lucra... Așa cum e să facă cu noi. Deși ar trebui lucra zilnic. Zilnic. Corect. Așa. Bine, dia, cheia sol, F. Despre ce literă vorbim noi aici, da, cheia sol. Fota. Da. Dia, excepțional, dia foron. Foron. Omicron, mi, da. Mai departe. Asta cred că e epsilon, cred că s-a. Este epsilon, da. După, cred că iară îi au. Este vorba de? T, ta sau ce e acolo? T, te? Nu-i t ăla. Sau i d aici, în cazul ăsta. Nu este aceasta? E capa, da? Și următorul tot așa, e tot capa. Capa, da. Capa, lambda. E vorba de eclezia, da? E vorba de eclisia, e vorba de biserică. Eclisia, da. Și se scrie cu noi de capă. E, capa, capa. Capa, capa. Lambda. Lambda. Eta. Vă rog. Capa, capa. Lambda. Lambda. Unde l-am mai întâlnit? Mai multe locuri. L-am întâlnit, da? Aici, spre exemplu. Aici sus, acolo, da. Deci este vorba de? E vorba de eta. Eta. După aceea e sigma. Sigma de interior, da? Așa. Iota, alfa, iar cred că e sigma, aici, iota. Da, este sigma și mai este o literă, e o concentrare de cuvinte.
este sigma și ce ar mai putea fi? Sigma și staff. Staff, ah, da, da. Sigma, finalul lui sigma l-a continuat cu un taf care destul de greu să distinge. Nu i-a mai făcut prelungire aici. Deci este vorba de paranteze drepte, sigma și taf. Mai departe. Iota. Iota. Da. Iar chiar în această frază am întâlnit aceeași literă. Eta. A, e kappa, iară. E kappa, da. Kappa. Ecclesiasti. Kappa, da. Omega. Omega și... Și... Și nu, eta. O, nu. Aici, da. Vorba de ni. Ni, da, ni. Ecclesiasticon. Ecclesiasticon, da, nu. Mai departe. Aici suntem, rândul 4. New, primul. Da. Ce vorba de mu? Am învățat că se folosește și în chirilică și în iconografie. Este grup. Este grup de cuvinte. Și l-am trecut și în paranteze drepte. Ne atrage practic atenția că s-a mai folosit. Ce am spus peste aici? Vorba de omicron y, da? Suprapuse. Omicron y. Sigma. Da. Nu se mai vede, nu se mai... Ah, ba da, iertam. Nu se vede? Ba da, se vede, numai că eu n-am... Trebuie... Eu am aici o problemă cu împărțirea imaginii și a trebuit să o fac și transcrierea domnilor voastre și de aceea. Bun, suntem aici, da? Sigma, sigma de interior, a cărui mediană, a cărui linie superioară se unește, observăm pentru prima oară în acest text, cu, se unește cu iota. Și pentru un necunoscător ar putea să-l confunde cu un pi, probabil, da? Nu? Da. Sigma, linia lui sigma superioară se unește cu iota. Iota. Deci e vorba de musi. Muzichi, adică musi. E capa iară. Muzi. Este capa, da, musi. Muzichi, muzico, aici. Muzico, di, do, di, do di malos. De ce do este o mos. Și nu ar fi, spre exemplu, și nu ar fi alfa? Unde? Aici.
tu. A spus că este Omicron, nu? Eu n-am zis așa. Sau cine a spus, da. A, eu am da. Zis înainte, după, am zis da, dar prin analogie, exact. Prin analogie este, de fapt, alfa. Înseamnă, înseamnă. Alfa, da, ăla-i, da. Musicodidasmaclon. Iarăși, de ce... Iarăi stigma, iarăi capa. Această confuzie? De ce există această confuzie? Că e vorba de... E capa ăla. O literă bine cunoscută. Capa. E capa. Deci nu e miu. Da. A, nu știu ce am zis. Nu, nu, că nu e miu. Nu e miu. După aia alfa, după aia lambda, omega și miu. Omega și ni. Ni. Musicodidascalie. Da, musicodidascalie. Da. Este partea a doua a titlului, a paginii de titlu. Haideți să vedem și partea a doua a paginii de titlu. Ce ne spune copistul aici? Aici suntem. Ne spune epsilon, da? E. E o literă pe care o vedem pentru prima oară în textul nostru. Vorba de xi. Xi. Și spunem exi eta, da? Exi un gamma care seamănă cu un gamma capital, exi gamma, iarăși eta, cine mă ajută? Exi ghi. Recunoaștem litera. Exi, ghi, fita. F, nu? Sau ce-i tel acela? Unde? Nu, am crezut că e F. Nu, asta v-am cerut. Dacă puteți să mă ajutați să recunoaștem litera. E vorba de fita, da? Am învățat-o mai sus. Am întâlnit-o mai sus. Exi, ghi, fita, epsilon, ni, taf, epsilon, sigma. Exact. Para. Para. Avem grup cu... Suntem aici. Mi. Mi. Tot U e oare ăla acolo, de două da? Ori. Omicron Y, nu? Da. Omicron Y, grup de cuvinte. Ieșim din paranteze drepte. Sigma Iota, care am spus că prin unirea celor două ar putea să semene cu un pi, da? Sigma iota. Aici suntem. Următoarea. Am tot întâlnit litera asta în text. Kappa.
e ăla sau mai departe? S, nu e S. Nu. S. Nu. Nu. Este un simplu omicron. Delta, Delta Pelican. Îi mai spun paleografii, Delta Pelican, da? Seamănă, nu? Pelicanul de... Pelicanul de Delta. De ce să nu fie chiar o legătură? Delta Pelican. Muzico, D. Delta, Iota, Delta. Mai departe. De vorba de vorba de alfa, nu? Alfa, da. A... I, da. Sigma de interior. Mai departe, kappa. Calo. Alfa, calo, da. Calo. Vă rog. Calo, nu? Sau ce acolo? Da. Lambda și grupul, celebru grup. Sau calu. 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 Mai departe. Gama. Da? Cine mă ajută? Vreau cineva care să descifreze întreaga. Și vedem ce iese. Vă rog, aici. Grigori. Nume, nume propriu, da. Da? Tu, Grigori, gri, tu. Gri, nu am terminat, că a fost o greșeală acolo. Gri, go. Grigo. Ro. Iota și grupul. Grupul folosit în chirilică și în iconografie, da? Omicron Y. Grigo, Riu. Da, mai departe, taf cumpănă. Ton, ton. Ton. Nu lampadariu. Lampadariu. Da. Lampadariu. Perfect. Dar aici, dar aici nu e vorba de ton, e vorba de altă literă la final. Ia uitați-l pe ni. Parcă seamănă. Nu seamănă, nu? Da, da. Deci nu e vorba de ni. E vorba de Ipsilon. Da? Tu? Tu? Cine a spus mai devreme? Mi-a descifrat întreg textul. Lamba. Lampadariu. Mi, pi, da? Mai departe aici, da? Alfa. Delta Pelican, da? Delta. Aici. Alfa, alfa. Ro. Da? Iota. Iota și a, asta de si. Si. Și grupul, grupul de litere din iconografie. Da? I. Da, da. Omicron. Ce am spus? Omicron Y. Y. Facem finalul în codicologie. Mergem la rândul următor.
actor. Asta e, de fapt, o foaie de titlu. Ce ne spune aici? Este foarte simplu, nu? Bun. Avem aici, da? Cala. Nu e cala. Vă rog. De ce... Cata. Cata. Da, da. De ce este lambda? Unde îl mai avem aici pe lambda? V-am spus să lucrăm prin analogie. Uitați-l pe lambda. N-are nicio legătură, nu? Cu taf. Vi se pare că are vreo legătură cu taf? Nu. Deci, ca, kata. Mai departe. Kata, taf, aici suntem. Taf cumpănă. Eta, nu? Eta ni. Aici vedeți copistul nostru își așează accentul de la eta pe ni. Ne încurcă și mai mult. Niciodată în istoria limbii grecești nu o să aibă un ni la final. Nu o să aibă un accent. Bun. Catatin. Am ajuns aici. Vă rog. Poate mă ajută și domnișoara Ivan. Chiar dacă nu ați mai fost la atelierele precedente, e foarte bine să lucrăm, nu, teamwork. Să lucrăm împreună ca echipă. Să ne aducem aport. Indiferent. Paleografie o să greșim întotdeauna. Și eu fac greșeli, cine nu le face? Altfel n-am putea să ne evaluăm, nu? Bun. Para. Cum citim? Vă rog. Para. Mai avem delta. Omicron. Ați spus dumneavoastră, da? Ați spus alfa, da, domnișoara Ivan? Alfa? Alfa, delta. Perfect. Sau, da. Omicron. Minunat. Sigma. Da. Iota și lambda. Nu. Iota și, prin analogie, uitați. Uitați aici. Nu? Ni. Ni. Vorba de ni. Foarte bine. Excepțional. Ați decurs, a decurs foarte bine transcrierea dumneavoastră. Parado. Sin. Aici un nume propriu arhicunoscut. Arhicunoscut. Pentru cei care iubesc și îndrăgesc muzica psaltică. Avem și noi în muzica psaltică contemporană nume precum Petre. Peloponezius. Lampadarie. Lampadarie, da, da. Petru Lampadarie, da. Aici, Petru. Da? Da, da, da. Pe... Deci cum transcriem? Pe? Pe? Petru. 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 Da? Lampa. Lampa. Da? Lampadarios. Ce fac de ce? Că e lampa. Da? Da? Lampadariu. Omicron. Lampadariu. Minunat. Lampadariu. Felicitări tuturor. Acum ați lucrat în echipă. S-a văzut că ați încercat să duceți textul la final, până la urmă, să nu... Bun. Mai era un protopsar renumit în muzica bizantină. Deci avem un che aici, o construcție. Nu?
kappa, da? Kappa alfa iota, un cai, de fapt. Poți să sparg gheața? Spargeți gheața. Petru, tu la... o, Doamne, Bizantiu. Spargeți gheața la mijlocul verii, nu? Da. Petru. Exact. Da? Pe? Da, cine e? Atelierul de patru. Da, Petru? Tu? Tu? De unde aveți numărul meu? La revedere. Vizantiu. Vita ipsilon. Iată pe Zita, îl întâlnim pentru prima Zita. Oară pe Zita, am impresia, nu? Da. Vreau să-l vedeți, să nu cădeți în eroarea aceasta. Frumos făcut. Vedeți pe Zita cum se aseamănă, dacă bine observăm, dar nu cu un căluț de mare, nu? Nu se aseamănă cu un căluț de mare, dar se aseamănă foarte mult, se aseamănă foarte mult și cu un xi. Și am putea să cădem în eroare și să spunem că este xi, să spunem vixantiu și să citim până la capăt să fie un dezastru. Este viza, mai departe, mi, aici. Unde? Aici, unde este cursorul. Uitați că vă arăt și cu stilou. Viza. Mi, ăsta e, aoleu, ce e ăsta? Și v-am rugat să nu faceți confuzia. Vă amintiți mai sus? Taf unit cu iota s-ar putea transforma pentru gândirea unor profani în s-ar putea transforma în pi matematic, nu? Pi, da. Dar nu este pi. Este taf. Nu este taf. Uitați-l aici. Taf cu iota. Iota, da. Am spus că partea superioară și am mai avut cazul acesta când taf, partea superioară lui taf, a fost unită cu iota și se transformă, iota. Iată, foarte clar, într-un pi. Ai putea să spui. Este un pi. Bun. Și aici, în iconografie, Omicron și si, și Ipsilon. Și Bizantin. Nu, Bizantinu. Bizantiu. Bizantiu. E, aici vă las doar pe dumneavoastră. Aule. Eti Epsilon Tav Ita. Minunat, permiteți-mi să trec politonicul. Etide, da? Parcă ați spus, nu? Etide. De? Ce, un kappa de început, care nu mai este nici... e între literă capitală și literă mică. O să-mi permite să vă ajut eu. Da, e un kappa, da? Kappa. Da, kappa, mai departe. Epsilon a alfa. Epsilon? Nu. De ce? Nu am mai întâlnit această literă? Nu am mai întâlnit. Da, dar cum a zis, Omicron cu tal. Eu vă fac anumite jocuri, practic, de imaginație. Dacă am spus că ro se prelungește cu ce literă? Vă amintiți? Cu T. Cu R, cu taf, da?
Staff, da. Parcă mai sus, da? Da, exact. Eu nu vă spun întâmplător că literele se aseamănă cu anumite animale, da? Că au, de exemplu, descrieri zoomorfe. Asta e, asta nu le fac întâmplător. Aceste analogii cu animale, cu da, delta pelican, cu taf cumpănă, da? Asta pentru a le reține. De fapt, domniile voastre, și aș despre ce este vorba. Deci ro, alfa, da? Și aici ce îmi face copistul? E pur și simplu o joacă a copistului. Îl duce pe alfa așa și leagănă și leagă, da. Leagă liniuța de finale lui alfa cu cumpăna, nu? Da. Ce am spus că e cumpăna? Este vorba de taf. Da? Taf. Deci e vorba de crat. Mai departe, aici, l-am întâlnit de foarte. Eta. Vă rog. Eta, da. Imiu. Alfa. Alfa. Da. Alfa. Talf. După aceea e... Aoleu, ce acolo? Alfa? Alfa, cred că, sau ceva. Tot de alfa. Gel. Tot alfa. Perfect. Total, da. Mai departe. Iar e kappa, e kappa, e alfa, e talf și iar e alfa sau ceva de genul. Ca ta. Da. Tos. Iar e talf. Tos. E sim, e o... E omicron și epsilon și... Omicron. Și sigma. Sigma, da. Și sigma de final. Îmi cer scuze că eu nu pot să transform sigma acesta de final aici la mine. Ce trebuie? Mai departe. Omicron. Omicron. I K. Iar e kappa. Omicron. Omicron. Kappa. Kappa. Taf. Acum cred că scrie, vreau să zic că cred că e asta ceva Ios, plagio, cred că Ios, adică că e da. Nu l-am mai întâlnit? Cred că l-am mai întâlnit. Care? Vorbim de această literă, nu? Omega. Da, dar nu știu. Nu știu unde îmi citeați dumneavoastră, noi eram aici. Mai da. Dincolo, dincolo, chiar după Omega. Da, am zis să terminăm, am zis să terminăm cuvântul acesta și de asta. Bun. Aici, da? Da. Eta. Eta. Cred că aici ai H, H. Da, și... Iar e o micro și cu... Dacă m-am pregătit cu paranteză, da, este omicron y, da? Y și sigma. Sigma de final, da? Ios. Da. Bun. Perfect. Aici. Aici suntem, da? Vă rog. Deja ar trebui să meargă mult mai eficient, având în vedere că am trecut peste text. Ce ar fi aici? Este destul de simplu. Având în vedere că avem exercițiul deja cu literele folosite de copist, alfa, da? Aici. Nu avem litera V în limba greacă, asemănătoare cu cea din latină, nu? Deci e vorba de ni, da? Ani e destul de multă muncă, nu? Gândiți-vă când sunt manuscrise de 500, de 1000, de 3000 de pagini. Și ai de-a face cu
extrem, extrem, extrem de multe proceduri și de multe ori capcane. Ca acestea. Anaconda, da? Avem, apoi este Epsilon. Vă ascult, da. Epsilon, da? Ascult. Vreau să... Kappa, alfa. Să transcriu foarte repede cu dumneavoastră. Da? Eka. Eka. So. Sigma și Omicron. Ați fost încă de la începutul lecției? Ați fost încă de la începutul lecției? Nu, probabil că nu ați fost. E vorba de un grup, de o concentrare de două cuvinte. Este vorba de... Cine poate să mă ajute în cei care au fost la începutul lecției dintre domniile voastre? Ce am spus că este acesta? Combinație de două litere. Concentrare, da, de două litere. Adică? Da, mai știu care. Aici. Păi aici, uitați, nu... Ah, sunt... Da? Păcatele mele. Sigma și Tav? E vorba Sigma și Tav, da. Sigma Tav. Aici. Oh, Omicron. Nu. Nu? L-am avut, spre exemplu, îl aveți și aici. Sau aici. Unde? Ce? Omega. Aici. Omega. Ah, omega, da? Omega. Mai departe. Epsilon. Unde? Epsilon, iota. Continuăm fraza aici. Erminos. Ceva Erminos, zice. Epsilon, iota. Iota, da? Ro. Cer scuze că am așezat eu în accent cum trebuie, da? Iota, ro, vă rog. E mu, iar... Da. Și omega. Omega. Omega, da. Așa. Uitați ce am spus despre accent, că lașează... Ce face copistul? Așează accentul pe a doua literă, deși ar trebui să fie așezat aici. Da? La început, da. Îl așează pe ni. Da? Pe ni. Încurcă și mai mult. Epsilon, cred că e primul. Epsilon, da? Ni. Epsilon, ni, da. Ni. Omega. De, dei. A, nu, nu, e... Da, omega. Da. Eno, di, da? Di. Aici suntem. Este vorba de furca lui. Ați citit în mitologia greacă, nu? Nu vă fac întâmplător niște analogii cu mitologia greacă, cu partea zoomorfă din natură, da? Furca lui, cine este zeul mării? În mitologia Poseidon, greacă. Poseidon, sau cum îi zice? Nu Poseidon. Nu-i Poseidon. Dacă mă întrebați pe mine, eu știu. Nu, nu, nu. Poseidon, nu? Păi el e. Este psi, nu? Când vorbim de literatură greacă, vorbim și de astfel de asemănări. Deci este vorba de? Psi. Psi. Bun. Psi. Perfect. Alfa. Lambda, doi lambda. De lambda, lambda, epsilon. Alfa, lambda, lambda, epsilon, a cărui mediană lipsește. Da, foarte bine ați intuit-o. Iată cum merg lucrurile. O... Omicron și cu fit, cu, nu fita, vita. E vorba de un sigma de interior cu un taf. Taf. Uitați ce a făcut aici copistul, da? Sigma.
și partea superioară lui sigma unit-o cu taf. Da. Astfel a vrut să transforme, să fie două cuvinte scrise practic. Vedeți, este o grafie frumoasă. S-a gândit la o grafie frumoasă. Bun. Sale, mai departe. Sale, alfa, iota. Alfa, iota, da. Sale este. Bun. Și aici, în final, este vorba de Tomos aici, așa ne-a spus dumneavoastră. Da, trebuie să... Bun, Tomos, sunt perfect de acord cu domniile voastre, dar trebuie să deșifrăm și acest cuvânt. Da? An? An? Antologias. Antologias, da, perfect. Antologias. Tomos. Tomos. Pemtos. Alfa, vita, gamma, delta, epsilon. Da? Epsilon, da. Da? Bun. Practic, aici este vorba de colofon, de însemnarea colofon, în care copistul, deși nu cred că avem este vorba de un original, practic copistul a copiat ce a spus autorul original. Știți că se întâmplă de multe ori și ai impresia, te duce în eroare că este vorba, că ții în mâini un original, deși nu este vorba de asta. Bun. Aici copistul spune ce a spus autorul lucrării. Partiturii. Da, partiturii. Par. Aici suntem. Par. Par. Erminos. De ce? N-am spus că lipsește mediana unei litere. Care litere lipsește? Epsilon. Mediana. Epsilon, perfect. Eu am zis Erminos. Epsilon. Lampadariu. E. Și avem grupul din iconografie. O și nu. Da. Gamma. Gamma. Ro. Ita. Ita. Iar e Iga. Vi-l trec în manuscris. Da, gamma. O, omicro, ro, ro, i, care? Iota. Iota și grupul de litere. Omicron, ipsilon. Omicron, ipsilon, da. Da. Lambda. Cel care, da, lambda, da, cel care cântă de-a stânga, la strana din stânga, de fapt. Lamp? Adică îți ia lampa, de fapt, asta înseamnă lampadari. Cel care îți ia lampa. Așa, lamba. Lampadari U. Da, Riu. Aici suntem. Alfa, taf și omicron cu epsilon. Tu. 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 Kappa, kappa. Ba nu, kappa. De ce kappa, kappa? Nu, am greșit eu. Kappa, primul. E. Che. E. Am spus că este vorba de căluțul de mare, da? Seamănă, nu? E. Si.
Exi, da. Exi. Mai departe. Exhibitis. Exighi. Aici e evident. Nu? Ceva foarte clar. Ce avem aici? Exighi. Ah, talf, talf, iar aia care seamănă cu piu. Taf, da? Da. Bun. Și bun. Așa. E. Aici avem vorba de orașul care a căzut ieri. Constantinopol. În ce an a căzut Constantinopolul? 1500. Și pe timpul cărui, da, pe timpul cărui împărat bizantin și cine l-a cucerit? Ce? Mohamed al doilea. Mehmet, da. Mehmet al doilea. Și cine era împărat bizantin? Era Paleolog. Constantin. Al șaptelea Paleolog, da? Paleolog, da. N? Ce avem aici? Stimați domni, avem aici, cine mă ajută? Kappa, omega, ni, ni, sigma, sigma, alpha. Sigma, aici, mare atenție, da? Sigma și? Tal. Da, tal. Sigma și? Taf. Sigma, taf, da? Da. Mai departe. Alfa, ni, taf, da. I, iota, ni, iar grupul de litere omicron și omicron, ipsilon, da? Ipsilon. Și aici cetate, da? Poli. Poli, da, cetate, da, da. Da? N? Constantinopoli. Nu. Poli. Constantinopoli. Și mai avem o însemnare. Însemnarea de final. Aceasta este însemnarea la care, data la care a fost scris manuscrisul. Recunoașteți, da, 1817. Cala, cata. Da. Cata. Cata. Aici are niște, cred că ăsta are ornamente florale, nu? E mi, da? Miu? Mi, un ornament floral. Mi, na. Eta, miu, ni, de fapt, aici, da? Alfa, da. Mai departe. Alfa, pi. Vă invit să descifrați aici, da? Cum ați spus? Alfa. Alfa, pi. Pi. Ro. Ro. Ri. Ipsilon. Iota. Lambda, lambda. Cum? Lambda, lambda. Lambda, lambda. I. Ipsilon. Iota. Iota. Omicro. Și cu... Ni. Ni. Și sfârșitul. Aprilios. Cata, da. Mina, Aprilio. Aprilio. Sursitul sa această transcriere, nu mai avem, cred, este finalul. Și aici facem și, facem și traducerea, da? O facem, să o facem aici. Irmologion, cer scuze, cine mă ajută? Irmolo, tocalofonicon, irmologion, da? Irmologion. Calofonic. Calofonic. Aici. Aici ce ar fi? Aici ce ar fi? Da? Enoperiehon. În care? În care? Sunt cuprinse. A, cuprinse, da, dacă ați scris. Sau dacă vreți, cum mai spun Sfinții Părinți ai bisericii noastre,
de la cancelariile lor, cum mai spun, întrucare. Da? Întrucare sunt cuprinse. Pe grai vechi, nu? Da. Papandes imelopithendes calofonici. Da? Toate face referire, da, la irmoasele. Melofacerile, toate irmoasele, melofacerile. Vreți să traducem așa? Dar eu lăsați cum ziceți dumneavoastră, mai bine așa. Că după irmoasele calofonice, da, alcătuite. Așa spun eu. Da. Irmoase, da. Irmi istas pareltusas tris ecatoendiridas. După Ermini? Da, este greaca veche, dar irmi istas pareltusas tris ecatoendiridas, care înseamnă irmoase care în trecut au fost, și ne dă numărul, 300. Da? Care au fost 300. Vreau să mă încadrez aici cu traducerea. Paradiaforon ecclesiasticon. De către... Da? Alcătuite, am putea să adăugăm noi. Alcătuite de... Prea mic. De către diferiți autor musicodidascalo. De diferiți învățători bisericești. Dascăli. Sau cum zicea profesorul care a introdus în limba română, a îndătinat cuvântul didascăl sau didascăl, da? Profesorul Nicolae Gheorghiță am spus cuvântul didascăl și îi mulțumesc. Îmi pasă un cuvânt foarte frumos. Didascăl. Da? Diferiți dascăl, didascăl sau muzico didascăl bisericești, nu? Ai biserici. Eclisia, da. Eclesiasticon, da. Exact aici. Eclesiasticon. Aici exigisite se folosește, nu? Puteți să-mi sugerați anumite tipuri de nuanțe în traducere. Exigisite sau cum vreți să trecem? Explicate. Nu? De către paratul musicodidascalu Grigore Lampadariu. De către muzicodidascălul sau, cum îi spunem, dascălul. Dascălul de muzică, nu? Da. Dascălul de muzică. Da. Să mă încadrez aici cu lucrarea. Dascălul de muzică. Grigorie Lampadariu. Da. Aici ce spunem? Catatim paradosim Petru Lampadariu. Paradosim. După tradiția lui Petru Lampadarie. Tradiția lui Petru Lampadarie și Petru Chetu Petru Bizantiniu. Petru cei vechi ziceau Bizanțul. Păi da, dar ei nu aveau B-ul. Acum în noua
da. Petru Bizantie, da? Petru Bizantie. Bizantie, da. Eti de cratima ta cata tușoctoi uș, iară, iară, cratimele, da? Celor, cata tuș, octo, octo, celor, opt glasuri, da? Euri. Ios, ăsta e euri. Așa, eti de κρατήμα τα τσοκτώ ήχους, ανήκον τα εικάστο ερμό ένο διψάλεστε. Κρέτ καρφίβρου, σας πούνα έτσι, για κράτη μελε, δα. Απαρτινάν, τσέρορο γλάσουρ, απαρτινάν, φιέκαρουι, ερμός, ce se cântă. Vor să spună că au alcătuit și cratimele celor clasuri. Da? Da, da. Anthologia Stomos Temtos, antologie, volumul, ce volum? Volumul 5. 5, da. Pare mu. Și cu asta am făcut și treaba filologului și nu doar a paleografului. Pare mu de către mine, Grigoriu Lambadariu. Grigorie Lampadarie. Lampadarie. Și a mai fost ceva. Și exighisitor. Sau mai degrabă alcătuitor, că nu putem de fiecare dată să-i dăm. Constantinopol. 1900, luna aprilie. 1817. 1817. În luna aprilie. Da, în luna aprilie. Catamina aprilie, la luna, în luna aprilie, da. Și cu asta încheiem, domnilor, transcrierea noastră. Cam greu, omesc, cam greu. Este foarte grea, desigur, paleografia greacă, însă cu exercițiu o să pună Asociația Relvi Bard și Universitatea, o să urce pe rețelele de socializare și o să aveți și această lecție. Dacă reluați și atelierele precedente, sper că o să vă ajute și o să vă fie de mare folos. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și noi, mai ales noi. Am fost părintele Andrei Sinescu, elenist la Academia Română. Dacă sunt întrebări, dacă nu, închidem această sesiune și vă aștept la atelierul cu numărul 7. Mulțumim tare mult!